Joi 26 ianuarie, deliberativul local va discuta proiectul de buget pentru anul 2012. Potrivit acestuia, capitolul de străzi are alocat un procent de aproape 25% din visteria primăriei. În totalitate, bugetul în acest an la străzi este 12,2 milioane euro. Aici avem și câteva străzi pe care le reparăm pe banii primăriei municipiului Suceava. Să știi că am încercat să le reparăm pe bani europeni și spuneam de acea strategie de a asfalta străzile din centrul orașului care sunt de pământ. Două străzi cu certitudine vor intra în acest an, în acest program. Este vorba de strada Mihail Sadoveanu și de strada Bogdan Vodă. Încercăm să vedem ce posibilități mai avem de rectificare, poate vom mai băga și alte străzi. De asemenea, alte lucrări de sistematizare, de lărgirea străzilor și aici avem două puncte unde ne dorim să mai facem benzi de stocaj pentru virare la stânga. Este vorba aici, așa cum am spus, în fața Policlinicii Areni și de asemenea la intersecția Petru Rareș cu Mireuț, acolo unde se face la stânga spre piață, la fel vrem să lărgim strada, să facem o bandă de stocaj în așa fel încât se poată face accesul mai ușor către strada Petru Rareș. În momentul de față, proiectul de fonduri europene pentru reabilitarea străzilor are întârziere de luni bune din cauza contestațiilor la licitație, iar termenul de finalizare a lucrărilor a fost amânat. Proiectul bugetului local mai prevede alocări de fonduri pentru poliția locală. Așa cum are poliția, să le inscripționăm cu primăria municipiului Suceava, pentru că avem la poliție trei mașini de două feluri. Cele care au venit ei din dotare de la Corpul Gardienilor Publici, nu putem să ne îndeplinim misiunea fără să avem cu ce interveni în teren. Îmi doresc să mai angajăm și personal, vedem ce se mai întâmplă la nivel guvernamental, poate vom mai avea posibilitatea să mai angajăm personal. Repet, la poliția locală avem 40 locuri vacante, în același timp avem foarte multe solicitări în teren, avem nevoie de patrulii în teren, facem aceste dotări și sperăm ca în viitor să putem angaja și ceva personal la poliția locală. În prezent, poliția locală suceveană are un număr de 107 angajați, efectiv care este insuficient.